Doamnelor, domnilor, vă salut cu încântare la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață și, deși aduc înaintea dumneavoastră un subiect profund și sensibil, pentru că vorbim despre durere, despre pierdere, ne dorim ca, fiind conectați unii cu alții, să ne fie mai ușor că trecem printr-o astfel de etapă în viața noastră. Invitată în platoul emisiunii este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Mihaela Preda. Bună revenit la emisiunea Educație pentru Viață. Bine vă regăsesc. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat din nou. Bună ziua noastră, spectatorilor și radioascultătorilor noastre. Mulțumim pentru acceptarea invitației și pentru că pe lângă experiența din cabinet pe subiectul acesta, există și disponibilitatea de vulnerabilizare, cumva, în privința experienței proprii pe subiectul pierderii. Știu că este un subiect, așa cum am amintit, sensibil, vorbim despre durere, despre suferință atunci când vorbim despre pierdere. Și la un anumit nivel, fiecare ne-am confruntat cu pierderea. Pentru unii poate că au fost pierderi semnificative, pentru alții considerate sau percepute extrem de importante în funcție de etapa vieții prin care treceau, însă la un moment dat observăm că din ce în ce mai intense pot fi emoțiile noastre cu privire la pierdere, pentru că depinde și vom discuta de cât de apropiați suntem ca persoane de persoana pe care o pierdem. Mi-ai spus înainte de emisiune și înainte, atunci când am mai vorbit noi despre subiecte, că te-a interesat subiectul pierderii. Întrebarea ar fi, care a fost motivul? Da, motivul probabil că așa cum este fiecare om pe lumea aceasta, m-am temut de moarte. M-am temut foarte mulți ani. Și când mi s-a oferit ocazia să fac un curs de psihoncologie, am fost printre foarte puțini oameni care au spus da acestei provocări. Pentru că dincolo de a face un curs și a te adapta la el și a învăța, care e o treabă rațională, la psihoncologie foarte multă emoție la curs, iar drumul acesta pe care l-am parcurs atunci mi-a fost de foarte mare ajutor și pot să spun că am făcut pace cu această idee a morții, m-am acceptat această idee, sunt mult mai relaxată în fața acestei idei și m-a ajutat, eram la începutul formării mele ca și psiholog, la momentul când am făcut cursul de psihoncologie, dar m-a ajutat pe parcursul meu profesional, dar și atunci când am fost confruntată cu situație de pierdere în viața mea, a unei persoane semnificative. Povestea despre oncologie, știm cât de dramatică poate fi o veste de genul acesta și mi-am amintit despre ceea ce mi-a comunicat o persoană, pacient oncologic, despre ceea ce i-a spus la rândul ei fiica, știi, fiica fiind copil, da? Undeva la 9 ani, știi, mami, este mai ușor pentru cine trece în neființă decât pentru cine rămâne. Și acum întrebarea este dacă teama de moarte are de-a face cu moartea proprie sau cu pierderea cuiva drag. Aici, pentru că sunt două direcții. De ce ne temem mai mult? Cei care sunt împăcați cu Dumnezeu, și vorbesc în felul acesta pentru că pe noi, în mod special, ne ascultă oamenii care sunt căutători de Dumnezeu, au credință în Dumnezeu, cei care sunt împăcați cu El sau sunt în acest proces de împăcare, sunt mai liniștiți. Cei care nu au credință, da, trec cumva în disperare. Și teama aceasta poate să fie din ce în ce mai apăsătoare, dacă n-au ajuns la disperare. E mult de discutat aici și, într-adevăr, credința este un mecanism de reziliență pe care, dacă îl ai, te poate ajuta mult. Până la urmă, aici ajungem, după ce parcurgem cele 5 etape ale
pierderii, dar vom vorbi despre ele imediat. Ce te afectează mai mult, moartea celuilalt sau moartea ta? Și când auzi despre gândul cineva, la moartea ta. Gândul la moartea ta, evident. Și când auzi despre cineva că este în pericol de moarte, că este nemilos, că mare puțin de trăit, automat te gândești și la propria moarte. Este inevitabil undeva acolo să nu apară și ideea, dar cum aș fi dacă aș fi eu în locul acestei persoane? Ce aș simți eu, cum aș descurca, ce ar face familia mea și așa mai departe. Astfel încât eu consider că sunt foarte alăturate, nu le putem despărți cele două idei. Atunci când vorbim despre pierderea unei persoane apropiate, chiar și despre perspectiva pierderii unei persoane semnificative, teama este mai mare și toate emoțiile sunt mai profunde, pentru că este legătura emoțională profundă. Automat, n-am cum să sufăr puțin atunci când iubesc mult o persoană. Intervine o serie, un proces, începe un proces care trece prin mai multe etape și pierderea nu mai este numai a persoanei dragi, sunt mult mai multe, sunt și pierderi colaterale. Pierderea planurilor de viitor comune cu persoana respectivă. Pierderea rutinei de zi de zi, de zi cu zi cu persoana în cauză. Pierderea relațiilor poate pe care noi le aveam în comun. Nu toate relațiile vor supraviețui. Oricum se întâmplă schimbări majore în viața unei persoane. Ori noi știm foarte bine că o schimbare înseamnă anxietate. Nu știu ce urmează, cum urmează, cum o să fac față, am să fac față, cum va fi. Și mai ales când, iată, vorbim despre un diagnostic, așa cum este cancerul, atunci apar în cascadă toate aceste pierderi. Chiar dacă vrei să ignori ideea că se finalizează viața odată cu acest diagnostic și speri că vei supraviețui, cu toate acestea apar acest gen de pierderi. Da, exact cum spuneai, prietenii nu mai pot să fie la fel de activ pe plan profesional, pe plan social, da, rutina se schimbă pentru că e vorba despre trate dure. Activități în familie. Exact. Da. Și e foarte greu să le integrezi, mai ales dacă este un stadiu avansat. Ai nevoie de rapiditate în acțiune și aceste pierderi sunt în cascadă, sunt bruște și extrem de grele. Ce aș vrea să adaug este că în cazul bolnavilor oncologici, atât pacientul cât și familia trec prin nevoia de a fi atât raționali, cât, iată, și emoționali în această perioadă. Pentru că rațiune îți trebuie ca să urmezi tratamentul, să faci toate demersurile care necesare, să poți să te ocupi de medicație, eu știu, poate de îngrijiri paliative, toate astea înseamnă rațiune. În paralel, emoțiile sunt extrem de puternice. Tocmai vorbeai despre un curs pe care ca psiholog l-ai urmat. Există această aplicabilitate acum? Respectiv, pacienții au parte de îndrumare, de consiliere, de suport psihologic cu adevărat sau doar la nivel teoretic? Pentru că am întâlnit oameni care au spus nu am primit suportul acesta, nu m-a ajutat nimeni, decât bunul Dumnezeu și familia, dar și familia este la rândul ei lovită de această veste și de suferința proprie. Și nici familia nu știe să treacă prin procesul acesta. Cu emoțiile sale, exact. De asta sunt importante emisiunile acestea, pentru că mai aduc informație în zona aceasta și ușor, ușor omul începe sau capătă suportul informațional pe care trebuie să sprijine în aceste situații. A început să se dezvolte și la noi partea asta de suport psihologic, să fie angajați mai mulți psihologi în secțiile de oncologie. De asemenea, există acum, au apărut hospisurile, centrele de îngrijiri paliative, unde există psihologi. Dar în continuare cred că este insuficient de mult personal în această zonă și oamenii nu primesc cât ar avea nevoie sprijin psihologic.
Îndrăznesc să mai adresez o întrebare legată, deși n-am vorbit despre pele pierderii, așa cum aminteam anterior. Care sunt, dar vreau să ne menținem dialogul în aceeași zonă de interes a celor care suferă, da, de cancer, sunt pacienți oncologici, care sunt nevoile pe plan emoțional, cum sunt și au nevoie să fie ajutați de către psiholog în etapa respectivă? Este foarte important să aibă pe cineva dispus să-i asculte, fără să-i critique. Pur și simplu un număr pe care să plângă sau cu care să vorbească. Au nevoie de o ventilare emoțională, să-și verse tot oful. Este important ca acea persoană să fie acolo. Și atunci putem spune, da, poate fi sora sau poate fi fratele sau poate fi un membru al familiei. Da, e foarte bine să fie aceste persoane lângă, persoanele din familie, însă un psiholog acolo vine cu autoritatea, cu competența lui și dă altă încredere persoanei respective, acordă altă încredere persoanei respective, că poate fi înțeleasă și poate primi un sprijin adecvat. Adesea persoanele acestea se tem să discute cu cei din familie pentru că știu sau îi văd că deja sunt afectați și uneori au și sentimentul de vinovăție mamei, da? Cât de mult am împovărat-o cu această suferință a mea, dacă mai și spun cu ce mă confrunt, cu adevărat, la nivelul emoțiilor, este mult prea mult. Să știți că am fost foarte surprinsă când chiar în familie am avut un caz în care, la aflarea veștii, persoana respectivă s-a gândit, vai, dar cum o să se descurce soția mea fără mine? Pe mine m-a uluit că nu s-a gândit la, vai, o să mor, ci la, vai, ce o să facă soția mea fără mine. Într-adevăr, este care are modul propriu de a se confrunta la aflarea veștii cu acest diagnostic. Și fiecare are modul propriu în care gestionează emoțiile și gândurile care îi vin atunci. Este în funcție de personalitatea fiecăruia, de gradul de atașament de cei din jur. Și să știți că am mai întâlnit un caz în care, dincolo de a te agăța de viață cu orice preț, persoana respectivă a acceptat ideea morții cu multă, sau așa s-a văzut, nu știu ce era în sufletul omului, cu o acceptare, cu un calm, dacă vreți. Nu știu dacă neapărat resemnare, cât acceptare. Cu pace, cu încredere, cu pace, da? Dacă există această... Da. Ancorare în divinitate. Da, iar această atitudine a celui aflat în suferință ajută foarte mult familia. Pentru că vezi că nu se agață cu disperare într-o situație în care nu există ieșire. Da, sunt cumva două variante, pentru că mai există și teama familiei că dacă are o astfel de abordare nu va lupta cu boala. Da, membrul familiei afectat direct de boală. Și știm cât de mult contează atitudinea aceasta pozitivă, încrezătoare, pentru a avea efect rezultatul tratamentului. Așa este, dar cazul la care mă refeream, e bine făcută remarca. Da. Cei care, persoanele în care se știe foarte clar că nu există o soluție și e vorba doar de timp rămas. Da, aici iarăși e un subiect sensibil, ce facem cu timpul acela care rămâne, da? La fel, am întâlnit persoane cumva îndoindu-se că există eficiență a tratamentului și că rezultatele sunt reale, pozitive. Mi-a mai rămas nu știu cât, până la urmă, ce fac acest timp. Dar aceasta ar trebui să fie întrebarea tuturor, pentru că ziua de mâine nu ne aparține. Așa este. Indiferent de acest diagnostic nemilos sau de o stare de sănătate bună, toți ar trebui să ne punem problema aceasta. Ce facem cu viața noastră? Cât de mult știm să ne bucurăm de ea? Valorificăm. Da. Să o valorificăm, da, și să ne simțim bine noi în această viață, fără a-i face pe ceilalți să sufere. Da, să avem sentimentul de utilitate, poate aici iarăși este o pierdere și putem vorbi despre acest sentiment
legat de, nu știu, persoanele care pe de o parte au o anumită suferință fizică și au pierdut sănătatea și atunci nu mai sunt la fel de, nu se mai simt la fel de capabile să îndeplinească anumite sarcini și să fie utile, sau persoanele care trec în etapa de pensionare, în care, da, nu-și mai găsesc la fel sensul și utilitatea. Da, pierderea sensului, da, pierderea sensului vine automat cu aflarea acestei, în general vine cu aflarea acestui diagnostic. Și iată, de aici urmează instalarea depresiei. Pierderea de sens înseamnă depresie. Aș fi vrut să mai fac o remarcă pentru persoanele, pentru aparținătorii bolnavului. Gândul la acest diagnostic și la o iminentă trecere în neființă vine cu marea teamă de cât de mult va suferi persoana în cauză. Este, dacă vrei, este poate cea mai puternică emoție pe care, grija de a nu suferi fizic. Fizic. Da? Da, ok, accept, ăsta e diagnosticul, am făcut tot ce s-a putut, am depășit niște etape, am făcut tratament, nu știu ce. Dar cum va fi finalul? Să nu fie dureros. Deci acolo este grija poate cea mai mare, cea mai sfâșietoare, pentru că de multe ori nu e în puterea ta să faci lucruri ca să aline acea durere. Evident. De aceea medicina este... Da, trebuie să apelăm până în ultimul moment la tratamente paliative. Eu mă bucur că a început să se dezvolte și apar și centre de paliație la noi în țară. Aici, iarăși, nu știu exact la nivel de stat, la nivel de sistem de sănătate, dacă sunt asigurate aceste servicii și în ce condiții, pentru că, din păcate, nu orice pacient oncologic aflat într-un stadiu avansat al bolii poate beneficia sau își poate permite el sau familia. E adevărat, sunt centre private, da. Sunt inițiative private, sunt ONG-uri. Oricum sunt insuficiente pentru nevoia care există. Și pentru disponibilitatea până la urma a familiei și a pacientului de a se îndrepta către aceste servicii, chiar cu niște costuri foarte ridicate. Da, așa este. Da, însă de aceea avem această idee înțeleaptă care vine și o avem în scriptură chiar, să valorificăm timpul prezent. Parține, dacă ar fi să ne gândim la ceea ce ar putea să ni se întâmple și poate la resursele financiare extrem de limitate pe care le avem și iată nici măcar în ultimile, da, zile ale vieții să nu beneficiez de, nu știu, o îngrijire corespunzătoare și poate să fiu tratat cu demnitate, pentru că aici iarăși este, da, da, o durere. Ar putea aceste gânduri, da, să ne ducă în zona anxietății disfuncționale? Ar putea, dar contează foarte mult să ne păstrăm dragostea de viață și să ne păstrăm atenția pentru noi, pentru viața noastră, să facem lucruri care ne bucură. Până la urmă, avem o viață care merită trăită. Până în ultimul moment. Trebuie să ne menținem un echilibru. Da, dacă tot suntem în etapa aceasta a dialogului în care i-am amintit și ne-am gândit cu emoție la cei care trec prin suferința aceasta fizică, emoțională, legată de un diagnostic oncologic, care ar fi un gând pe care să-l transmitem acestora? Poate că ne ascultă, ne urmăresc, fie că sunt într-o fază mai ușoară, fie că sunt în procesul acesta de tratament. Pe lângă, da, să ne bucurăm și de zilele pe care le avem și că viața merită trăită, ar mai fi ceva ce le-ați transmite? Da, le-aș transmite ca o putere nebănuită interioară și să o scoată la suprafață și să folosească de acea putere. Optimismul, gândul pozitiv. Eu știu că este greu în acele situații, dar s-a dovedit că persoanele care au gândire pozitivă, care rămân la un anumit nivel de optimism, le face mult mai bine. Aceste persoane se simt mult mai bine și chiar și tratamentul este cu rezultate mai bune.
și să se bucure de tot ce au în jurul lor împreună cu cei dragi. Să creeze amintiri cu aceste persoane dragi, pentru că după ce se vor despărți, persoanele care rămân vor rămâne cu aceste amintiri și se vor hrăni din aceste amintiri. Ba mai mult, există speranța că o experiență de genul acesta ne schimbă total viața și nu înseamnă că va fi mai rea viața, ci dimpotrivă, la un alt nivel, din punct de vedere al valorilor, al felului în care evaluăm viața și așezăm valorile în ea. Iar mă gândesc acum la experiența lui Iov, de, relatată de Scriptură, zilele lui Iov de după dramele prin care a trecut au fost mai bune decât cele dinaintea dramei pe care a suportat-o. Așa că nu știm cum ne schimbă așa în bine. Este. Știm că de multe ori viața ne pune la încercare. După aceste încercări ieșim mai puternici decât credem, pentru că facem apel la acele resurse interne, le redescoperim și le folosim. Acestea ne dau puterea. Înainte să suferim o pierdere semnificativă, avem impresia, poate uneori, unele persoane, că sunt sau că suntem puternice. Până la confruntarea cu pierderea. Este normal să te simți prăbușit când apare pierderea, chiar dacă până atunci ai fost puternic? Da, trebuie să ne dăm voie să ne simțim emoțiile. Nu trebuie să le reprimăm. Orice persoană de pe lumea aceasta va fi impactată într-un anume fel, pe o anumită durată de timp, de o pierdere. Este omenește să fie așa și trebuie să accepte asta. Puterea pe care o are persoana respectivă va fi folosită de către ea pentru a trece de perioada grea și de a-și reveni. Deci ca mecanism de reziliență va face parte din reziliența acelei persoane. Dar asta nu înseamnă că e o persoană rea, faptul că își dă voie să se simtă pleșită. Pur și simplu la sfârșitul puterilor sau foarte afectată de evenimentul respectiv. Este absolut omenește și e bine să-și dea voie să simtă. De aceea am adresat această întrebare, pentru că pe lângă această biciuire proprie, nu am voie, nu-mi permit, dacă, iată, îmi pierd partea aceasta rațională, nu voi mai fi capabil sau capabilă să duc la bun sfârșit anumite acțiuni care se impun într-un astfel de context, mai apare și sentimentul de vinovăție, de incapacitate mai profundă în momentul în care vezi că ești diferit de cum ai fost ieri sau săptămână în urmă și copleșit de emoții. Iar sentimentul care apare pe fondul acesta în dreptul multora este: nu voi mai fi niciodată capabil să depășesc etapa aceasta. Da, sunt etape prin care trecem, dar cu siguranță le depășim. Ce e foarte important de știut este că este bine să fim blânzi cu noi și să fim răbdători, pentru că a trece prin asemenea suferințe este o experiență personală și fiecare are nevoie de timpul propriu de a procesa lucrurile. Sigur că trebuie știut și acceptat din start că o astfel de pierdere te marchează și da, nu vei mai fi cum ai fost până acum. Dar asta nu înseamnă ceva rău, înseamnă că vei fi trecut printr-o experiență care te-a învățat lucruri, te-a învățat cum să faci, te-a învățat și la nivel rațional, dar mai ales la nivel emoțional. Prezintă o întărire a rezilienței pe care fiecare dintre noi o avem. Aș vrea să discutăm puțin despre tipuri de pierderi, despre pierderile pentru care avem nevoie de timp pentru vindecare, pentru a le depăși. Poate să luăm exemplu, iată, de o despărțire, da, un divorț. M-am gândit la acest aspect inclusiv când am adresat întrebarea: nu voi mai fi aceeași persoană, parcă nu pot să mai fiu eu. Da, nu voi mai fi aceeași persoană, pentru că relația pe care tocmai am încheiat-o m-a marcat. Pentru că am învățat lucruri de acolo, am cunoscut un anumit tipar de om, am
am o experiență de cum am făcut anumite lucruri împreună cu acel om. Știu cum a fost bine și știu cum a fost mai puțin bine. Pot să învăț de acolo. În NLP există un principiu care spune că în viață nu există eșec, ci există feedback. E, cu alte cuvinte, hai să învățăm din ce ni se întâmplă. Nu e neapărat un eșec. E o experiență prin care am trecut. E un mod mai blând de a privi lucrurile și de a nu mă învinovăți. N-am știut, dar iată acum m-am schimbat și știu să mă folosesc de asta. Și aici, adesea, unii cred că reușesc, dacă vorbim despre pierderea prin divorț, da? Sau pierderile care apar odată cu divorțul, pentru că sunt mai multe. Da. Unii cred că reușesc singuri, deși apar o mulțime de aspecte și foarte complexe dacă sunt și copiii, da? Alții încearcă, poate că sunt îndemnați sau criticați de membrii familiei extinse, toate de cunoștințe, de prieteni, că de ce nu se descurcă la fel ca alte persoane cunoscute cu această pierdere. Da, este nedrept. Răspunsul scurt este să adreseze unui specialist. Pentru că încep să spun că este nedrept să înceapă să se învinovățească, să se auto-învinovățească persoana respectivă sau să fie învinovățită de ceilalți. Atunci când a intrat în relația respectivă, a intrat cu un anume bagaj emoțional, dar și al cunoștințelor despre relație. Atât a știut să facă. Clar. Dar atât s-a putut face. Iar într-o relație, responsabilitatea este până la jumătatea persoanei respective. Trebuie să vină și partenerul în jumătatea cealaltă de drum. Ori dacă a existat acolo o neconcordanță sau eu știu, poate că celălalt nu a vrut sau atât a știut și el, atât au știut ei împreună să fac, atât au putut. Asta este, nu e nicio... N-ar trebui să fie blamate persoanele acestea. Și da, nu mai fac față în timpul divorțului sau după aceea. Nu mai fac față cum făceau înainte, pentru că parte din energia lor este consumată de această stare emoțională care cumva uneori îi face disfuncționali. Deci depresia care apare după orice pierdere, da, te poate face disfuncțional. Nu mai ai putere să faci lucruri, nu mai vezi pentru ce le-ai face. Și există un impact acolo și asupra persoanei, dar și asupra familiei, asupra copiilor. Persoanele acestea trebuie ajutate și trebuie să, și de membrii familiei, de părinți sau eu știu, frați, să existe un suport din partea practic pentru viața de zi cu zi în acea perioadă. Și susțin că este bine să vorbească cu un specialist. Nu e bine să stai în starea aceea de n-am energie, de nu pot să fac, de nu mai pot, mult timp. Pentru că, din nefericire, depresia nu trece de la sine, nu trece cu timpul, ci dimpotrivă timpul factor care vindecă, este un factor care agravează. Foarte important acest aspect, pentru că replica pe care noi o dăm adesea, da, persoanelor care sunt în suferință, este timpul le va vindeca sau va vindeca. Așteaptă, o să fie bine. Apropo de pierdere și de timpul le va vindeca, eu am avut în terapie o doamnă care, după ce și-a pierdut soțul, a venit la terapie după 2 ani. Nu putea să își desfășoare viața, deci ea era undeva foarte jos la momentul acela. Avea un doliu prelungit, de acum un doliu patologic, aș spune, și a avut nevoie și am lucrat cu dânsa ca să poată să-și revină cât de cât să accepte situația și să-și continue viața, da, cu schimbările aduse de dispariția soțului, și a fost în regulă. Ține foarte mult această disfuncționalitate care apare odată prelungit de vârsta la care apare pierderea? Sau de altceva? N-aș putea să corelez. Nu. Nu, eu consider mai degrabă că apare în funcție de persoană, de emoțional și de traumele pe care persoana respectivă le are. Poate să aibă și 20 de ani și să fie o persoană puternic afectată, traumatizată.
iar pierderea, eu știu, a mamei la vârsta aceea să reprezinte o adevărată problemă din care să nu poată să iasă singură. Dar da, și la 57 de ani ne putem confrunta cu acest lucru. Aș spune că a pierde partenerul la o vârstă mai înaintată poate este mai dificil pentru că, știți, relația aceea este una veche, de lungă durată și poate chiar dacă n-a fost excelentă în fiecare zi, că așa sunt relațiile, uneori mai bune, uneori cu discuții, eu știu, perioade mai puțin bune, dar per total o relație bună, afectuoasă, cu realizări, este greu să pierzi după atâta timp acea relație, acea persoană și așa mai departe. Însă trebuie să valorizezi în acele momente amintirile, realizările, da, să le scoți la suprafață și cumva să te sprijini pe ele în procesul acesta de reconfigurare a propriei vieți. Însă aminteai despre depresie și aș vrea să și acum vom discuta despre etapele pierderii, dacă este firească depresia într-o pierdere. Da, este absolut firească. Prin 1969, Elizabeth Kubler-Ross, psiholog american, s-a ocupat de partea aceasta de psihoncologie, de pierdere. A făcut niște grupuri, dacă mi-aduc bine aminte, niște grupuri de suport pentru bolnavi oncologici. În sfârșit, a dezvoltat o teorie, teoria, și a definit acolo 5 etape ale pierderii. Atunci când afli, ea se referea la aflarea unui diagnostic oncologic, dar este valabil pentru orice pierdere. Exact. Când soțul îmi spune că vrea să divorțeze, de exemplu. Sau când aflu că, nu știu, cineva a avut un accident și și-a pierdut capacități motorii sau habar n-am, nu mai poate să meargă. Sau că sunt concediat. Sau că sunt concediat, iată. Deși pare că nu sunt pe aceeași linie. Nu sunt, clar, intensități diferite. Sau că mi-am pierdut o sumă de bani, poate să și acolo pierdere. Sau ceva material. Ok. Prima etapă este negarea. Nu-i posibil așa ceva. Refuz să accept chestia asta. În această fază de negare poți să stai. Niciuna dintre fazele definite de Elizabeth Kubler-Ross nu au o durată predefinită și fixă pentru toată lumea. Și unele etape pot fi sărite, însă depresia nu. Era vorba, începem despre ea. O să vorbim și despre depresie. Pe direcția aceasta de negare, ce se întâmplă cu mine când sunt în negare? Nu știu dacă mă fac suficient de bine înțeleasă cu această refuz. Întrebare. Refuz pur și să accept o nouă realitate, o schimbare. Și asta înseamnă că trăiesc în realitatea trecută. Da, mă agăț. În ciuda faptului că se observă sau trebuie să este făcute niște lucruri concrete. Este evident că realitatea curentă este alta. Nu pot să fac pasul acesta să o accept. Și atunci întreb care este rolul celor din jurul meu care nu sunt în faza de negare. Pentru că tendința este să te trezească și să spună trebuie să accepti. Trezirea aceasta trebuie făcută cu blândețe și eu mai degrabă aș spune fii acolo pentru cel care este în această fază, fii umărul pe care el plânge sau cu care are nevoie, că deocamdată nu plânge el, deocamdată are nevoie să vorbească, să se ventileze emoțional, să caute soluții, să caute eventual alți doctori, hai să mai căutăm, hai să mai mergem, hai să facem lucruri, să verifice adevărat. Până ajunge să accepte, mai este cale. După care a doua etapă este furia. De regulă ne certăm cu viața, ne certăm cu Dumnezeu, ne certăm cu cei din jurul nostru, ne certăm cu toată lumea, suntem foarte furioși. De ce, Doamne mie? Sau de ce mamei mele? Sau de ce soțului meu? Sau de ce m-a părăsit soțul? Cu ce sunt eu mai puțin bună decât femeia cealaltă cu care s-a dus? De ce eu?
Și aici putem să rămânem mult timp. Și aici putem să rămânem mult timp. Este o etapă foarte... E distrugătoare această furie, pentru că de foarte multe ori se adresează și nouă înșine, adică ne vinovățim noi pe noi înșine. N-am fost suficient de bună, nu am știut, nu am făcut. Dacă atunci aș fi făcut și nu știu cum, uite acum, nu s-ar fi dus și... Da? Sau dacă eu aș fi mers în fiecare an la control, n-aș fi ajuns să am stadiul nu știu care, da? Aș fi descoperit din timp și mă blamez. Aici putem să rămânem chiar mai mult. Și putem să rămânem mai mult, mai, da. Mai dăunător, da. Decât în faza de negare. Da. Apoi intrăm într-o depresie. După care depresia aceasta este personală, ca să spun așa, durata ei, nu putem ști cât de mult va dura această perioadă de depresie, pe care o să negociem o noua realitate, o să spunem ok, atunci o să acceptăm ușor, ușor această fază de negociere, merge spre acceptare, să accept noua realitate, să mă așez în ea, să încerc să găsesc lucrurile bune. Aici, când apare depresia, aminteam că sunt persoane care reușesc, trecând după o perioadă de timp prin depresie, să se ridice, negociind, da, singuri. Da. Și sunt persoane care au nevoie de ajutor specializat. După cât timp, trecând prin depresie sau fiind în depresie, îți dai seama că nu te poți ridica și dacă nu apelezi la un specialist, este din ce în ce mai rău pentru tine. Cam când ar trebui să apelăm? Acum, la manualul de diagnostic și da. Spune că durata se diagnostichează după 2 săptămâni de anumite simptome. Aceasta la depresie, în mod la special. La depresie, da. Dar legată de doliu, de pierdere? La doliu câteva luni, 3, 4 luni, 6 luni. Se spune cam 6 luni că durează doliu, dar din experiența mea nu, 6 luni durează mai mult, însă nu trebuie să ajungem la an de zile. Este cam un an, da? Deci da, cam un an, da. 6 și un an de zile este acceptabil. Da. După un an deja sunt niște întrebări pe care să le pui. Da, nu trebuie stat mult așa. Aici mai este o... Da. Te rog și revin. Aș fi vrut să spun că există o tendință, am observat la unele persoane, o tendință de a nu părăsi doliu, de a nu părăsi ținuta închisă la culoare, de a nu-ți da voie să, eu știu, să mergi să, la o nuntă să dansezi sau să te bucuri de viață, asta ar fi, pentru că o culoare roșie sau o altă culoare decât negru ar însemna că tu îți dai voie să te bucuri. Ori asta trebuie să fie un semn, trebuie să fii atent la lucrul ăsta. Cât de mult fac eu treaba asta? Sunt persoane până care păstrează doliu ani de zile, nu? Da, dar asta mie mi-arată că nu-și dau voie să se bucure de viață. Ori nu pentru asta purtăm doliu, ca să ne pedepsim o viață întreagă. Doliu este care ține pur și simplu de ce spune ție sufletul. Nu este după reguli, după 3 luni, după 6 săptămâni, după... Nu, astea sunt niște norme sociale, mă rog, împământenite, niște obiceiuri. Dar, de fapt, doliu este când te simți tu în stare să ieși din hainele negre și să te bucuri de o culoare pe tine. Iar asta vine în concordanță cu starea depresivă. Dacă tu nu poți să părăsești hainele, dacă tu nu poți să te duci la un spectacol de teatru sau la un film sau să te bucuri de ceva, este un semn. Sau să vorbești despre altceva decât despre această suferință? Pentru că mă întrebai când să observe. Da, uite, sunt niște lucruri practice care ne pot duce cu gândul că este prea mult și că nu e în regulă. Dar poate doar o culoare să-ți inducă o stare mai bună de spirit? Prin însăși faptul că am decis să mă îmbrac, nu știu, un roșu, un verde, un portocaliu, da? Da, pentru că în momentul în care tu hotărăști că treci de la negru la verde, înseamnă că e invers. Tu îți dai voie să și accepti că asta s-a întâmplat, că este irreversibil, că asta este noua realitate și îți dai voie să te bucuri de viață. Legat de timpul acesta prelungit în care rămânem în doliu și în depresie, are mult de a face cu rutinele pe care le aveam alături
acum depinde de gradul de apropiere cu persoana, de, care a dispărut. Rutinele pe care le aveam împreună, ele ar putea fi schimbate în așa fel încât să fie mai ușor? Da? Mă gândesc acum, iată, la o persoană în vârstă, tot aminteam anterior, care își pierde partenerul, da? Până atunci, partenerul avea anumite sarcini, împreună făceau anumite lucruri, da? E foarte greu să reintre sau să accepte aceste schimbări, pentru că oricât și-ar dori, cineva să vină să facă acele lucruri, nu mai apare și mai ales apare, persoana dragă. Eu am observat în familia mea, persoana se mobilizează și face lucruri. Persoana suferă, nu înseamnă că nu suferă, dar merge mai departe. Există anumite mecanisme interne care există acolo, noi nici nu știm de ele până nu suntem puși în situația de a le folosi. Aceasta e ieșirea din depresie, când persoana începe să facă lucruri. Vorbeam de rutine. Da, când face lucruri. Dacă face lucruri și reconfigurează cumva de unul singur rutinele respective, este un semn că face pași ca să meargă mai departe și lasă depresia. Nu înseamnă că nu mai este trist, dar nu-și dă voie să rămână tare de înghețare, de friz, să rămân înghețat în... știți cum e? M-a înghețat durerea. Da. Deci nu m-a înghețat durerea, n-am rămas pe loc. Îmi continui viața, deși eu în sufletul meu plâng. Evident, aceste activități ne scot mai mult din starea aceasta de tristețe, pentru că ne vedem utilitatea, tocmai ce spuneam, da? Și funcționalitatea aceasta ne ajută. E o activare și că pot să fac lucruri, beneficiez de anumite lucruri, mă bucur de anumite lucruri, chiar dacă nu o fac cu gândul ăsta că, uite, eu m-am dus în parc și mă bucur, că nu gândim așa, da? Dar... per total, asta este. Îmi dau voie să ies, să văd, să beneficiez de lucruri. O întrebare legată de rolul social al familiei extinse, poate. Faptul că încerci să-l scoți din starea aceasta pe cel care este în suferința pierderii, nu înseamnă că forțezi accelerarea schimbării? Atâta vreme cât acceptă, doar nu iei pe nimeni cu forța. Despre asta ar fi, să nu îl iei forțat. Dacă propui persoanei anumite activități și persoana respectivă consideră că este în regulă. Însă, în perioada aceasta poate să se suprapună depresia cu negocierea? Depresia, mă rog, forma nu atât de avansată, da? Cum spuneam, este tristețe, dar încă negociază pentru a ajunge la acceptare? Sigur că da. Sigur că da, ele nu trebuie văzute așa individual fiecare etapă, ele se suprapun. În momentul în care încep eu această negociere cu Dumnezeu, cu tine, cu viața, poți fi în acea perioadă de tristețe. Dar iată, faci pași ca să ieși de acolo, pentru că deja te gândești să accepti. Ultima fază este acceptarea, pentru că despre ea n-am să întreb, da? Ce aduce acceptarea aceasta? Ne așteptăm la bucurie, exact ce spuneai? Se poate schimba tristețea în bucurie? Nu neapărat la bucurie, cât la pur și simplu la un echilibru și la a-ți da voie să vezi viața așa cum este. La nu mai fi nici furios și nici trist din calea afară. O anume tristețe probabil că vom simți toată viața după o pierdere, ar fi... nepotrivit să spunem că ne vom gândi și nu va fi acolo așa o umbră de... Dar acea tristețe nu ne va mai scoate din activitatea zilnică, asta e de reținut. A accepta înseamnă a fi în viața ta de zi cu zi, în noua configurație, fără persoana respectivă, și a merge și a face lucruri mai departe. Și da, de ce nu a te bucura de viață? Da, mă gândeam, dacă rămâne această tristețe, iată, întâlnim persoane care după ce au suferit o pierdere extrem de dureroasă, au încercat să-și refacă viața, da?
sau recăsătorit, sau asta înseamnă că nu este cu toată inima față de experiența actuală de iubire, de căsătorie, de relații? Pentru că probabil că da, probabil că da, de la caz la caz, nu toate cazurile sunt la fel. Dar gândindu-se la fosta relație, poate să aibă diverse emoții, să experimenteze diverse emoții. Unii pot fi furioși pe partener, alții pot fi triști, alții pot zice ce bine că s-a întâmplat așa, iată, experiența nefericită prin care am trecut cu fostul partener m-a călit, m-a învățat să fiu altfel, o persoană mai potrivită pentru actualul partener. O atitudine, da, înțeleaptă, să spunem. Da. Și aici intervine iarăși sentimentul de vinovăție. Nu l-am prețuit, poate, suficient pe celălalt sau că acum îl dau uitării și nu este corect, că nu merită asta? Călui pe fostul partener. Da, da, teama aceasta că nu procedez corect, că nu, am întâlnit astfel de cazuri, cel puțin pentru o perioadă. Da, dar înseamnă că n-am ajuns la acceptare. Cum schimbăm registru? Cum percep copiii pierderea? În funcție de vârstă. Până la 5 ani copilul nu poate să înțeleagă că pierderea e definitivă, este permanentă. Și am văzut asta din reacțiile unor copii care atunci când văd la desene animate că pe un personaj de desene animate l-a călcat mașina și el s-a ridicat, s-a scuturat un pic și a înviat și își continuă activitatea, dacă părinții îl fac atent, vezi că vine mașina și e periculos, că poți să te rănească, să mori, să nu știu ce. Da, dar nu-i nimic că mă ridic, fac așa și merg mai departe. Că. Ei n-au capacitatea de a înțelege că poate fi definitiv acea dispariție. De la 5 la 9 ani încep să înțeleagă că persoana dispare, însă încep să-și găsească tot felul de, să construiască diverse povești, că s-au dus în... Se sprijină pe aceste povești, lor le e de ajutor la momentul respectiv. S-a întâlnit bunicul cu bunica și ei de acolo de sus nevăd și... Aceasta în funcție și de credința părinților și de ceea ce li se spune și ce mai aud ei prin jur, pe la grădiniță, pe la școală, pe la alți copii care probabil că au... Apoi, deja la 12 ani, copiii înțeleg că li se poate întâmpla chiar și lor, că moartea nu ține de vârsta înaintată neapărat. Și încep să se teamă. Și încep să se teamă, da. Și începem să experimentăm teama aceea de moarte despre care vorbeam la începutul emisiunii. De aceea este importantă o educație a părintelui pentru a ști cum să transmită, da? Și aici vorbim și despre educație religioasă, spirituală, da. Pentru a ști cum să a integreze și psihologic vorbind, da. Această pierdere și să transmită copilului informațiile în așa fel încât să nu intre în, da, să facă atacuri de panică, să devină foarte anxios, să aibă, da, anumite obsesii, pentru că se întâmplă toate acestea la un moment dat, gândurile obsesive legate de moarte. Da, toate aceste lucruri depind de atitudinea celor din jur, de atitudinea persoanelor de îngrijire. Dacă părintele supraviețuitor este depresiv în continuare sau e furios sau neagă sau eu știu, toate lucrurile astea sunt preluate de copii, iar copiii fantazează în funcție de vârstă, construiesc diverse scenarii, diverse credințe, dezvoltă diverse credințe, care credințe îi vor stăpâni toată viața apoi, generând alte și alte probleme. Suntem la final și deși am mai transmis gânduri pe parcursul emisiunii referitoare la felul în care să ne trăim pierderea, ai menționat că este important să o trăim, să ne dăm voie, da, să suferim, să sesizăm când deja este prea mult și da. Să apelăm la un specialist. Da. Să-i ajutăm pe cei de lângă noi care trec prin pierdere și să fim un suport, să-i susținem, să-i înțelegem, să-i ascultăm. În primul rând să-i ascultăm.
ar mai fi de spus pentru cei care se află în această etapă? Poate că sunt în acele 5 etape despre care am amintit, nu știm exact. Aș vrea să mai fac o mică adăugire aici la a fi lângă ceilalți. Multe persoane nu știu cum să fie lângă ceilalți. Și există tendința aceasta, mai ales la cei care manifestă această trăsătură de salvator, să intre foarte puternic în, să cotropească intimitatea celui în cauză. Ce aș putea să le spun ar fi doar atât. Spuneți persoanei aflate în nevoie că sunteți acolo pentru ei. Atât. Dacă și când vor avea nevoie să vină să vorbească sau dacă vor avea nevoie practic de ceva, ei vor veni și vor spune. Este foarte securizant să știi că nu ești singur în povestea aceasta, ci mai este cineva. Fiți acel cineva, persoana de suport pentru cei aflat în nevoie. Aflați în nevoie. Important acest și aș vrea să, dacă mai este timp, foarte rapid, aș vrea să spun despre a duce sau a nu duce copilul la mormântare. Nu știu dacă merge foarte rapid. Da. Tocmai de aceea, dar într-un minut maxim. Opinia este că în urma multor cercetări care s-au făcut s-a dovedit mult mai benefic ca un copil să meargă la înmormântare, să aibă ocazia să-și ia rămas bun de la cel care a dispărut și să primească atenția și iubirea persoanelor aflate în acel context. Oricât de greu ne-ar fi, oricât de mult am crede că îi facem rău, fiecăruia ne face bine să ne luăm la revedere. Așa este. În felul acesta știm că se încheie. S-a încheiat un capitol. Există altfel copii care își așteaptă părinții o viață și ei nu cred că părinții au murit. Și nu, oricum, poate că în funcție de vârstă, exact cum spuneam, nu înțeleg. Nu înțeleg dar mai ce târziu s-a vor putea face această conexiune. Da. Mulțumim foarte mult, Mihaela, Preda, psiholog clinician și psihoterapeut, pentru participarea la această emisiune. Și credem că atunci când avem informație și disponibilitate de a primi aceste informații, suntem puțin ajutați. Și apreciem că ai venit cu aceste gânduri către noi. Mulțumesc. Mulțumim, te așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, n-am vrea ca aceasta să fie realitatea vieții, însă ea apare în viața noastră. Așa ne este menit, așa suntem construiți. Sunt Lavinia Ștefan și ne bucurăm că împreună avem o speranță. Toate cele bune, la revedere!